Aoleu, să nu-mi pui grăsime din asta de deasupra. Să o dai așa la o parte când nu-mi pui. Te rog. Vezi, mi-ai luat grăsime! Ia bucata aia de grăsime de acolo. Deci unde te uiți? Grăsimea deasupra, iar ai pus grăsime. Nu, mamă, că nu, că nu lăsat, uite. Here we go! Killed it, it's murder. Go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Salut, sunt Otto de la Miere TV și astăzi este duminică, fraților. Tocmai s-a terminat a 6-a săptămână din programul meu de slăbit, Otto Slăbește. Singura transformare live din toată lumea o găsiți aici pe acest canal, în care pun clipuri săptămânale cu toate mesele pe care le-am mâncat în fiecare săptămână și, bineînțeles, cântărirea la sfârșitul fiecare săptămâni. După ce am terminat de filmat clipul de duminica trecută, m-am băgat în niște alimente destul de nasoale, destul de neindicate pentru dietă, adică cu un conținut foarte mare de zahăr, de calorii. Mi-era foarte poftă de ceva dulce și nu mai aveam batoane praf, nu mai aveam absolut nimic dulce, așa că am desfăcut un borcan de dulceață. Am fost la market, mi-am cumpărat două cornuri cu gem de vișine, am întins dulceața din aceea pe cornuri, după care am trecut la o pâine, aproape am terminat o pâine cu dulceața, am terminat tot borcanul de dulceață și a fost destul de nasol pentru că am adunat destul de multe calorii. O putem considera un cheat day sau un cheat meal. Așadar, fraților, am avut primul meu cheat day în săptămâna 5, la sfârșitul săptămânii 5. Haideți să vedem ce am făcut săptămâna aceasta, pentru că am încercat să fiu cât mai conștiincios, am încercat să mănânc cât mai puțin, să mă feresc cât mai mult de calorii, să mănânc cât mai multe fructe și legume, pentru că acestea sunt foarte slab calorice și sunt foarte, foarte sănătoase. Am avut câte două antrenamente în fiecare zi, imediat după ce mă trezesc, beau cafeaua și alerg prin curte sau merg. Bine, nu prea pot să alerg, alerg foarte, foarte puțin. După care mi-am luat micul dejun și am plecat la sală. Dar gata cu vorbăria, haideți să vedem, că sunt foarte curios, mă duc acum să mă cântăresc, vreau să văd dacă am slăbit ceva sau nu am reușit să slăbesc deloc până aceasta, poate chiar am greșat. Până atunci vă las să vedeți toate mesele pe care le-am avut și ne revedem la sfârșitul clipului cu cântarul, să tragem ultimele concluzii ale acestei săptămâni, apoi să urcăm repede clipul pentru a-l vedea chiar astăzi. Bună dimineața, este luni astăzi, începem a 6-a săptămână de transformare live, fraților, cu o cafea îndulcită cu o linguriță de miere de rapiță. Afară este urât, a plouat, dar după ce îmi beau cafeaua o să merg să fac câțiva pași pe aici prin curte. La cafea voi consuma și o linguriță de păstură, aproximativ o linguriță mi-am pus aici în par, vă vedeți, câteva bobițe. Este foarte bună pentru masa musculară, este foarte hrănitoare pentru că are toți cei 9 aminoacizi esențiali și este slab calorică. De asemenea, este foarte bună pentru ficat, susține efortul fizic, este foarte bună pentru stomac, cei care au gastrite, la fel ca mine. Dacă vreți, puteți să o comandați de pe site-ul nostru www.mieretv.ro. Aveți reducere la costura de 100 de grame și suplimentar aveți încă 10% la orice comandă și vreau să vă mulțumesc tuturor care ați comandat de pe site-ul nostru în acest weekend și celor care ați venit la Călimănești, Zavite Mănăstirea Cozia și v-ați întâlnit cu părinții mei. Am pregătit aici micul dejun, am tăiat multe legume, am tăiat castraveți, roșișerii și ridichii din acestea. Și aici avem două filuțe de pâine cu niște rânză din asta de vaci, nu foarte sărată, de destul de proaspătă, de la cineva de aici din oraș, bio. Și aici la fel avem. Avem 100 de grame de mușfile, adică vreo 20 ceva de grame de proteină, are și brânza puțină proteină și pe lângă avem foarte multe legume, da? După ce am făcut puțină mișcare și am mâncat, am făcut o baie în cadă fierbinte și m-a luat un somn, dar trebuie să plecăm la sală, fraților, așa că mi-am făcut o sticlă de cătină cu pulpa de cătină de la Miere TVO, pulpa de cătină premium cu miere. Aceasta m-a dat foarte multă energie, mă ajută să trag mai tare la sală, am preparat-o cu apă minerală. Iar acum este momentul să plecăm pentru antrenamentul numărul 2. Burn it down. We don't burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them. Change the station with a new shit.
it's murder. Killed it, it's murder, go crazy, berserker. I 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 killed it. Killed it, it's murder. S-a făcut ora 6:30, am venit de la sală, mi-a făcut mai mai niște piure, fără unt absolut deloc. Avem aici ca salată sfeclă roșie, foarte bună. Aici avem niște chiftele făcute din carne de curcan, din piept de curcan, cu foarte multe legume, cu cartof, cu morcov, cu ceapă și cu dovlecel. Iar aici am venit eu cu o idee de-a mea, să facem un sos cu ciuperci și să marinăm câteva din chiftelele acestea. Le-am băgat, câteva dintre ele le-am băgat aici la marinare. O să-mi pun acum peste, să vedem câte chiftele mănânc, chiar sunt curios. Apropo, chiftelele sunt făcute la cuptor, fără să fie prăjite în ulei. Ok, cam așa arată porția mea. Mi-am pus 5 chiftele cu niște linguri de sos și cu ciuperci peste piure. Aici lângă avem salata de sfeclă roșie. Aici mai avem chiftele de rezervă, dar nu cred, o să mai mănânc și mâine. E suficient pentru o masă cât am aici. Am terminat, a fost foarte bună mâncarea, mi-a plăcut foarte mult, gătește foarte bine maica mea, deși n-am avut deloc ulei, deloc grăsime, nici în piure, nici în aceste chiftele. Totuși au fost foarte bune datorită sosului, pentru că sosul a fost făcut cu usturoi și bineînțeles datorită lui maica mea. Iar aici avem pomelo, jumate le las lor, alor mei, și jumătate îmi iau eu sos ronțăi. S-a făcut ora 10, avem aici o pizza făcută de mine pe o lipie, avem 100 de grame de mușchi file din acela de la Lidl, 100 de calorii, avem două feluțe de cașcaval, avem o jumătate de ceapă roșie, câteva măsline verzi, ciuperci și sos de roșii. Și o să mănânc pizza asta cu un iaurt cu 2% grăsime. Poftă bună, vă doresc tuturor! Neața, haideți să facem cafeaua, o linguriță de miere de rapiță și apoi să mergem să facem câțiva pași în curte. Trebuie să facem puțin cardio, cum am zis. Și bineînțeles, voi mânca și o linguriță de păstură. Am avut un antrenament puternic ieri și astăzi chiar mă resimt. Am așa o febră musculară, dar o să treacă. Mă voi pune în mișcare și o să treacă. Abia am terminat cardio și ia uitați ce a făcut maică-mea aici, plăcintă cu dovleac. Arată foarte bine. E foarte mare poftă, cred că o să mănânc o bucățică. Vreau să-mi iau micul dejun acum. Haideți să vedem ce o să pregătim. Ok, haideți să vedem cum este, totuși cum este foarte poftă. Mi-am pregătit un alt mic dejun, o să vi-l arăt imediat. Am luat așa o bucățică mică, haideți să o gustăm. Foarte bună. Wow. Wow, foarte, foarte bună. Mamă, cât de bună e. Acum am poftă, îmi vine să mănânc pe toată. Ok, haideți să vă arăt și mie cum e dejun. Mi-am pus foarte multe roșii și din astea, cum se numesc, ridichi. Și aici avem două feluțe de pâine, foarte micuțe, foarte mici. Am pus câte o felie de cașcaval și patru feluțe de mușfile, pentru că avem nevoie de foarte multă proteină. Avem câteva grăsimi și de la mușchi și de la cașcaval. Și bineînțeles, avem multe legume, pentru că acestea au foarte puține calorii. Ne umplu stomacul și merg de minune cu sandwich-urile acestea. S-a mai dus o sticluță de cătină, fraților. Mi-am făcut aici sucul meu de pulpă de cătină cu miere și sunt gata să plec la sală. L-am făcut cu apă minerală, acesta mă va da putere și energia necesară să dau tot ce pot la antrenamente. Îmi crește nivelul de testosteron, mă ajută să fiu tânăr, să fiu în forță, mă ajută să nu mă îmbolnăvesc pentru că are foarte multe vitamine și minerale. Vitamina C are de până la 10 ori mai mult decât portocalele. Au venit niște clienți la noi acasă să cumpere produse, iar aici în dreapta avem o comandă pe care o voi livra personal în Vâlcea.
o miere de rapiță, pentru că doamnei îi place să consume cafeaua cu miere de rapiță și știe că este foarte sănătoasă, mult mai sănătoasă decât zahărul. Iar dacă doriți și voi să comandați și sunteți din Râmnicu Vâlcea, vă aduc comanda personală acasă. Dacă nu sunteți din Râmnicu Vâlcea, puteți face o comandă pe site-ul meu www.mieretvo.ro. Comanda va ajunge la dumneavoastră acasă în maxim 48 de ore lucrătoare și vă mai puteți întâlni de asemenea cu părinții mei la Căciulata, la Mănăstirea Cozia, în fiecare weekend. V-am pupat, o zi bună tuturor! S-a făcut ora 8, am venit de la sală, o să mănânc tot piure, de data asta mai mult. E făcut tot așa fără unt absolut deloc. Am pus sos din ăsta de ciuperci, așa, cu sos de roșii, cu usturoi. Cum am mâncat așa seara, am pus peste piure. Aici avem 4 chifteluțe de curcan care au fost făcute la cuptor, pe hârtie așa, fără grăsime absolut deloc. O să mai punem încă 2 pentru că avem de 4 marinate, încă 2 să fie 6. Iar aici avem salată de sfeclă, adică sfeclă din aceea luată din comerț. Are puține calorii și asta, e foarte sănătoasă. Cam asta este masa mea, nu este cine știe ce, exact cum am mâncat așa seară. Poftă bună vă doresc tuturor, că deja este foarte târziu, v-am zis este ora 8 și n-am mai mâncat de la ora 2, deci trebuie să ne luăm o porție de proteină. Am terminat de mâncat, a fost foarte bun, nu o să mai mănânc piureul ăsta pentru că a fost foarte mult în seara asta și chiar m-am săturat, chiar m-am umplut foarte tare. O să mă duc acum sus la laptop să lucrez ceva și mai încolo, peste oră, două, să coborăm, să luăm o gustare. O să vă arăt ce o să mănânc, un fruct probabil sau niște plăcinte de aia cu dovleac. S-a făcut ora 10 seara, au mai trecut 2 ore de când am mâncat, s-a mai făcut un pic loc în stomac. Am aici multe fructe, avem o banană gigantică, avem o portocală și un măr galben. Vreau să mănânc fructe acum pentru că sunt încă destul de full. Deși îmi place foarte mult prăjitura aceea pe care a făcut-o maica mea pe cinta aceea de dovleac, am văzut că are destul de multă foaie, destul de multă cocă și prefer să mănânc seara ceva mai ușor, care să fie bogat în vitamine, în minerale și în fibre. Iar mai încolo să vedem dacă mai mănânc ceva seara asta, dacă mănânc oricum vară, bineînțeles. S-a făcut ora 11, o să iau ultima masă, am aici o conservă de ton, aproximativ 150 de calorii, are 80 de calorii pe 100 de grame, dar are 185 de grame. O să fie o masă mică pentru că nu am poftă de mâncare, am mâncat suficient astăzi, nu știu, am făcut foarte mult efort, am făcut peste 8000 de pași, m-am antrenat și la sală vreo 2 ore și o să o mănânc chiar acum fără pâine. Bună dimineața! Astăzi începem ziua tot cu o cafea pe care o îndulcesc cu o linguriță de miere de rapiță și apoi voi merge jos să fac niște pași. Mi-am pregătit aici micul dejun, avem o lipie pe care am pus niște salată din asta verde, după care am venit cu muș, file, aproximativ 100 de grame și apoi am pus 2 felițe de cașcaval. Am rulat totul, am tăiat-o și uitați ce mișto arată, cât de bine arată. Cred că o să fie și foarte gustoasă. În felul acesta o să mănânc și mai multe legume verzi, iar aici avem multe roșii cherry și câteva ridichi. Ia, haideți să vedem cum e, că n-am mai făcut niciodată rulou așa cu salată verde. Să încercăm. Super bun. Și cu roșie e minunat. Ia uitați, am mai terminat o sticlă de cătină, mi-am luat alta de jos din magazie și aici am făcut sucul meu de cătină cu apă minerală, suc de cătină natural cu miere. Voi lua sticluța asta la sală pentru că este momentul să plecăm. Este ora 6:30, am venit de la sală, iar maica mea de ziua ei a pregătit aici o ciorbiță proaspătă. De ce e ciorba asta? De porc? Ia uitați, avem niște cărnițe de porc, avem foarte multe legume, țelină, ceapă, ardei gras, morcov, extraordinară ciorba asta. Ia uite și dovlecel, foarte puține calorii, foarte multe vitamine, foarte multe minerale. A fost harnică maica mea, chiar dacă este ziua ei, mi-a pregătit aici o mâncare foarte, foarte bună și hrănitoare, pentru că am nevoie după ce am tras astăzi la sală. Desertul de după masă este o banană și o portocală, au fost foarte bune, am mâncat și ieri, ați văzut. Am mâncat ciorba aia fără pâine, sincer să fiu, încă nu m-am săturat, dar dacă mănânc și fructele astea, am șanse mari să mai îmi umplu stomacul, pentru că au destul de mare volum, nu? Și sunt și dulci, îmi satisfac și un pic pofta de dulce. Sunt ca un desert super bun, super sănătos. Și vă încurajez pe toți să mâncați cât mai multe fructe și legume, pentru că sunt cele mai bune și cele mai sănătoase. Sunt cele mai bune pentru slăbit și sunt foarte, foarte sănătoase. S-a făcut ora 9:30 și maica mea a făcut aici o tocăniță cu carne de porc și cu ciuperci. Ia uitați ce bine arată. A pus și usturoi în ea și ceapă.
Abia aștept să mâncăm. Haideți să o să-mi fac o porție și o să vă arăt. Ia uitați, fraților, cam așa arată. Haideți să vedem un pic. Ia uitați ce carne faină, fumată așa de porc. Cu multe ciuperci. Mamă, ce bine arată. Și vom mânca cu multă salată de sfeclă. Adică e sfeclă din aceea murată la borcan. Uitați aici borcanul. Mi-am pus foarte multă. Și aici avem pâine neagră de la Velpitar. O să mănânc probabil 2-3 feliuțe de pâine. Haideți să vă arăt un pic valorile nutriționale. Mie nu mi-a venit să cred. Proteine, 10 grame pe 100 de grame. Foarte multă proteină are pâinea asta. Glucide 4-7, dintre care zahăr 1,9 grame. Valoare energetică 249 de calorii. Are foarte puține calorii pâinea asta. Și foarte multă proteină. Și fibre, ia uitați, 6,2 grame. Super tare. Acum nu știu cât de adevărat ori fi și etichetele astea, dar o să mănânc 3 felii de pâine. Pentru că n-am cum. Îmi plac foarte mult tocănițele, sosurile și din păcate acestea trei mâncate cu pâine. Altfel nu au farmec. Ok, am terminat mâncarea, a fost foarte bună, iar după masă copioasă merge o bucată de plăcintă. Ia uitați, fraților, are cam multă cocă, ce-i drept, dar este foarte bună și mi-este poftă. Bună dimineața, haideți să ne facem cafeluța cu miere și apoi să facem puțină mișcare, să ne dezamorțim oasele, că am trist așa, zici că a dat tractorul peste mine, zici că m-a avut cineva cu parul. Astăzi la micul dejun avem iaurt de băut de la Lidl, cu 2% grăsime și polen. Polen crud este foarte bun pentru masa musculară, pentru ficat, pentru stomac, este extraordinar, fraților. Haideți să mâncăm, pentru că apoi trebuie să mergem la sală, să tragem tare de tot. Trebuie să ne crească mușchii ăștia. Super! Asta e un pic dulceac, polenul ăsta. Super bun. Dacă vreți să-l comandați, intrați pe site-ul meu www.mieletv.ro. Mi-am făcut aici sucul de cătină cu apă minerală și cu concentratul nostru de pulpă de cătină cu miere. O voi lua la sală cu mine sticluța pentru a mă hidrata și pentru a da energie. Haideți să mergem. Avem aici sticla mea de cătină pentru la sală cu apă minerală și aici avem o comandă, fraților, pe care o voi duce personal la serviciu unde lucrează clientul, pentru că acolo mi-a zis să-i o duc. Ia uitați, avem două borcane de miere de salcâm, super bună, naturală, 100%, de la noi, făcută de tatăl meu. Dacă vreți, puteți să o comandați pe www.mieretv.ro. Dacă sunteți de rămâne cu Vâlcea, faceți o comandă și vă aduc eu personal la casă și nu mai plătiți taxe de livrare. Iar dacă treceți la Mănăstirea Cozia vis-a-vis de Mănăstirea Cozia la Călimănești, îi găsiți acolo pe părinții mei în fiecare weekend. V-am pupat, o zi frumoasă! Here we go. Acum am venit de la sală, fraților. Ia uitați aici cu ce m-a sfârșit maică mea, cu o ciorbă cum am mâncat aseară, cu foarte multe legume. De data asta mi-am pus mai multă carne. Este carne de porc pentru că mie asta îmi place. Încerc să evit mai mult să mănânc pui, pentru că puiul ăsta din comerț are o grămadă de prostii în el. Ia uitați. Carne destul de slabă, bineînțeles că se mai stricoară și câteva grăsimi pe aici, dar eu oricum mă feresc de grăsime, ați văzut cât se poate de mult. Iar aici, după masă, o să mâncăm niște dovleac copt, a făcut mai la cuptor. O să-l iau sus cu mine să-mi pun 2-3 lingurițe de miere peste el. Și mai încolo o să mâncăm smeură. Am luat de la Lidl smeură, am pus-o într-un castron, am pus jumătate de pungă, avem aici cam 200-250 de grame. Să se dezghețe până mai încolo, în 2-3 ore. Dar momentan mănânc ciorba, apoi desertul avem
tofleacul, iar desertul celălalt o să-l iau mai încolo după masa de seară. O să vă arăt oricum. Poftă bună vă doresc tuturor. Ah, și ciorba o mănânc fără pâine, bineînțeles. Așa m-am obișnuit să mănânc ciorbele fără pâine, pentru că nu are sens să dau calorii inutil. Ok, haideți să mâncăm și dovleacul ăsta. S-a făcut ora 8. N-am putut să mănânc imediat după ce am terminat ciorba. Nu știu, mi s-a mișurat stomacul, probabil m-am învățat să mănânc mai puțin așa. Dar nu este nicio problemă, pentru că o să-l mâncăm acum. Începe și misiunea, începe Survivor. O să-mi pun niște lingurițe de miere. O să-mi pun vreo 3 lingurițe de miere, așa. După cum știți, dovleacul are foarte puține calorii. Are 30 de calorii pe 100 de grame. Și o să fie extraordinar de bun împreună cu miere de salcâm. O linguriță de miere de salcâm are undeva la 30 de calorii și o să savurez acest dovleac uitându-mă la Survivor, cum vă ziceam. S-a făcut ora 10:30 și am aici 5 chifteluțe de curcan pe care le-am împachetat în foi de salată romană. Am pus și puțin muștar și puțin sos barbecue cu 0 calorii, iar aici am zmeură. S-a deschețat zmeura, o să mănânc ca desert. Încerc, fac tot posibilul să mănânc cât mai multe legume și fructe și în loc de pâine am preferat să înfășor aceste chifteluțe în salată verde. Bună dimineața, haideți să ne facem cafeluța, fraților, și apoi să ne punem în mișcare, pentru că avem de tras și astăzi trebuie să facem exerciții fizice prin curte, trebuie să mergem, trebuie să alergăm, trebuie să facem o grămadă de lucruri pentru a încerca să slăbim mai mult săptămâna aceasta. Am terminat cardio, fraților, ia uitați, maica mea a făcut iară plăcintă. Incredibil așa ceva, dar nu vreau să mănânc. Avem aici pomelo, ia uitați, pentru diseară, o să mâncăm. Vreau să mănânc o banană pentru că, uitați, se strică. Și mă, o să mă duc la antrenament acum, la al doilea antrenament de masă musculară. O să tragem la sală cu greutăți. Și mi-au venit și asta, coletul. Mi-a venit coletul de la Jim Beam. O să luăm un baton din ăsta proteic. Hop. Deci asta este micul meu dejun. Da, un baton proteic, 200 de calorii și o banană. Aproximativ 100 de calorii. Împreună au 300 de calorii și 20 de grame de proteină are batonul ăsta. Aici mi-am făcut sucul meu de cătină din concentratul de pulpă de cătină cu miere. 100% natural, premium. Am pus apă minerală și, credeți-mă, fraților, chiar mă ajută foarte mult să am antrenamente mai lungi, îmi dă mai multă energie, să fiu mai puternic. Îmi crește și nivelul de testosteron. De asemenea, mă ajută să pun mai mult masă musculară și să slăbesc mai mult, pentru că am mai multă energie și pot să am antrenamente mai lungi și sar mai multe calorii. Și nu știu dacă ați observat, dar mie mi se pare că am întinerit. Efectiv, mi se pare că întineresc pe zi ce trece de la consumul acestui produs. Este extraordinar. Este ora 7, am venit de la sală, ia să vedem ce a făcut maică-mea aici. Mamă, ce sunt astea, sarmale, nu? De porc? Da. Da, o să vă mănânc o ciorbiță acum. Aoleu, să nu-mi pui grăsime din asta de deasupra. Să o dai așa la o parte când nu-mi pui, te rog. Și aici, mai faci iară plăcintă de dovleac? Încă una? Nu ți-a ajuns. Eu oricum nu o să mănânc până duminică, nu o să mănânc pentru că are multă cocă și m-am chef să mănânc. Vezi, mi-ai luat grăsime! Ia bucata aia de grăsime de acolo! Pe ce, unde te uiți? Tu mai ce spun să nu pui? Pune carne multă, ce faci? Dacă nu te cert, pui... Ia uite, iar ai pus grăsime. Nu, mama. Tu știi cum se vede aici pe cameră, când o pui? Păi ia că după, uite, este de asta. Doblece, lăsă cum mai adun la urmă. Când după ce se fierbe, să iei grăsimea deasupra. Iar ai pus grăsime, mama. Nu, că nu, că nu, lăsat, uite. Oh my god. Așa, iau și pe aia. Așa, vezi. Ia, vezi, mai ai grăsime pe acolo. Ți-am degresat-o, gata. Vezi că mai ai, uite-o. Ai dat-o la o parte. Așa, să fie cât mai puțină grăsime. Gata, nu mai e. Hai să mâncăm, mi-e foame. Nu mai e, gata, suficient, pune pe foc. Ok, așteptăm să se încălzească ciorba și aici mi-am pus un castron cu smeură. Ia uitați, este înghețată. Asta o să fie desertul meu după ce o să termin ciorba, o să iau cu mine la laptop sus și o să se dezghețe așa într-o jumătate de oră, oră și o să ronțăim smehora. Iar apoi o să coborâm la următoarea masă. Ok, fraților, s-a făcut ora 10, este timpul pentru ultima masă a zilei. Hai să vedem câte din astea îmi pun, câte sarmale îmi pun aici. O să mănânc probabil și cu o feliuță de pâine, o să vă arăt imediat câte mi-am pus. Ok, așa arată masa mea de seară.
Avem aici două feluțe de pâine și 5 sarmale. Pâinea este din aceea neagră de avel pitar. Sarmalele au și de puțină grăsime, dar oricum am încercat să mă ferez de grăsim săptămâna aceasta și să mănânc cât mai puține calorii, să mănânc mai multe fructe și legume. Poftă bună, vă doresc tuturor! Ca desert avem aici un pomelo, o să-l iau sus cu mine la laptop. Este pomelo roșu, n-am mai mâncat din ăsta până acum, l-am luat de la Lidl. Și probabil că o să mănânc jumătate din el, sau poate chiar pe tot, să vedem. O să ne vedem duminică cu cântărirea, să vedem dacă am reușit să slăbim ceva săptămâna aceasta. Ok, urșii mei, haideți să vedem ce am reușit să fac și săptămâna aceasta. A șasea săptămână a venit momentul adevărului, momentul cântarului. 112,0 kg, nu vine să cred. Doamne! Chiar credeam că cheat meal ora, de fapt toată ziua cheat day-ul a fost, mamă, 112, super tare. Da, chiar credeam că o să mă încurce faptul că duminica trecută, după ce m-am cântărit, am mâncat o grămadă, am mâncat un borcan de dulceață și cornuri și aproape o pâine întreagă. Ia uitați, 112 kg. Se pare că a dat roade toată munca, toate exercițiile, toate antrenamentele, faptul că am mâncat corect, am mâncat cât mai puțin, am ajuns la 112 kg în săptămâna 6. Superb! Haideți să mergem sus să scriem pe foaia mea. Ok, am scris aici pe foaia mea de parcurs 112 kg la sfârșitul săptămânii 6. Este un rezultat destul de bun, mai ales ținând cont că eu pun și masă musculară, nu numai slăbesc, ceea ce este mai greu de realizat. Este transformare, de aceea se numește și transformare, pentru că în timp ce slăbim punem și masă musculară. Și săptămâna aceasta m-am măsurat și aveam 50 în braț, deci chiar mi-au crescut mușchii destul de bine. Dacă vreți să vedeți cealaltă perioadă de slăbit, fiecare episod din toate seriile Autoslăbește le găsiți în playlist-ul cu același nume. Bine, mă, urșii mei, am reușit să slăbim în sfârșit. Ia uitați ce s-a pompat și pieptul ăsta. Mamă, mamă, mamă. Da, deci v-am zis, fraților, cred că pentru că am pus și masă musculară, cred că de aceea mi-am slăbit săptămâna trecută atât de mult, sau a fost o retenție de apă sau ceva, însă săptămâna aceasta am slăbit super, super bine, am slăbit 700 de grame, în condițiile în care duminica trecută am avut și un cheat day, sau mă rog, un cheat meal, am mâncat o pâine cu două cornuri, cu un borcan de dulceață, însă am fost foarte, foarte conștiincios săptămâna aceasta și am tras cât am putut de tare, iar rezultatele au apărut, bineînțeles. Vreau să vă mulțumesc tuturor care sunteți alături de mine, care mă încurajați, care îmi lăsați comentarii, care vreți să mă susțineți, să susțineți canalul, îmi dați like-uri la clipuri, lucrurile acestea mă motivează foarte tare să continui și să fiu din ce în ce mai bun pentru voi și să încerc să mă motivez și pe voi să aveți o viață mai sănătoasă, să arătați mai bine, să puneți masă musculară, să slăbiți. Dacă aveți nevoie de vreun sfat, puteți să-mi adresați o întrebare în secțiunea de comentarii, vă voi răspunde tuturor cu cea mai mare plăcere. Iar dacă vreți să vă susțineți corpurile și să mă susțineți și pe mine financiar, faceți o comandă pe site-ul meu www.mieretv.ro, pentru că acolo găsiți cele mai tare produse apicole la cele mai bune prețuri, aveți 10 de reduceri plus suplimentar, încă 10% la orice comandă. Ați văzut foarte bine câtă miere consum eu, câte produse apicole consum și cu toate astea nu mă îngraj, reușesc să slăbesc și mai mult de atât, să punem și masă musculară și să facem singura transformare live pe care a văzut-o YouTube-ul ăsta. Așa că nu uitați să le spuneți și prietenilor voștri de canalul acesta să mă urmărească pentru a se motiva și ei. Iar până data viitoare, fraților, eu sunt Otto, ursul vostru. Nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole. V-am pupat! Ciao!